Așadar, pe problema. Se notează cu D pe lângă N, AB. Distanța de la punctul N la dreapta AB. Ipoteză. Avem distanța de la punctul... De la punctul M la AB. La dreapta AB. Distanța de la punctul M la dreapta AB. Așa se notează cu D, distanța de la punctul M. Deci egal cu D, nu? Da. Lungimea segmentului determinat de punctul M și piciorul perpendiculare. Distanța de M la AB se notează cu... Așa se notează. Da. Și spune... Adică lungimea segmentului determinat de punctul M și piciorul perpendiculare din M pe AB. Deci, dacă notăm cu M, M1 perpendiculară pe AB, unde M1 este un punct pe AB, atunci distanța de la M la AB este tocmai M, M1. Da? Distanța asta este egal cu segmentul M, M1. M, M1. Dacă M este un punct pe care duce trarea unghiului X, O, Y, demonstrați că distanța de la M la O, X și la O, Y este aceeași. Deci, să zicem că avem unghiul, fie unghiul X, X, O, Y, da? Unghiul X, O, Y. Și atunci trebuie să demonstrăm în concluzie că distanța acum, și asta este bisectoarea. Iar O, O, 1, bisectoarea unghiului. Bisectoarea unghiului X, O, Y. Și cum puteți să arătăm distanța de la punctul M la O, X, se îndreaptă O, X, este egal cu distanța de la punctul M la O, Y. La semidreapta O, Y. Adică e vorba așa, că dat fiind unghiul X, O, Y, X, O, Y, da? Unghiul X, O, Y, și ducând bisectoarea unghiului, ce face bisectoarea cu o bisectoarea asta? Bisectoarea împarte unghiul, cum spuneai? În două părți egale. Așa. Deci, unghiul ăsta e cât ăsta la altul, da? Unul e cât doi. Și dacă să facem un punct M de pe bisectoare, distanța de la M la OX, bătăm cu M1, și cealaltă perpendiculară cu M2, trebuie să arătăm că, de fapt, M, M1, asta ar fi echivalent, o arăta că M, M1 la lucimea segmentului M1, e dată lucimea segmentului M, M2. Deci ar spune că punctul M se află la egală distanță de laturile unghiului, de OX și OY, este ca și cum ar duce distanța spățoară fiind perpendiculară. Uite așa să duce. Distanța spățoară fiind perpendiculară adusă pe OX, distanța de la un punct la o dreaptă, prin perpendiculare. La fel am făcut și partea asta. Și noi trebuie să arătăm acum că M, M1 este cât M, M2. M1 este cât M2. Păi, dacă O1 este bisectoarea unghiului, da, înseamnă că și OX și OY sunt două părți egale. Cum sunt? OX și OY sunt semidrepte. Nu, mă refer că unghiul O1, O, M, O1, O, Y și da. O1, O, X sunt egale. Păi da, așa spus, unul e cât ori. Unghiul 1 e cât unghiul 2. Congruente, fiindcă am sunt bisectoare.
Dar noi trebuie să arătăm că aceste două sunt egale. Cum arată oare că IMM1 cu IMM2 sunt de aceeași lungime? Ce ar trebui să facem? IMM1 se întinde într-un triunghi, după experiența care avem. Da. IMM2 în alt triunghi. Și să arătăm ce două triunghiuri sunt concrete. Concrete. IMM1 în care triunghi crezi tu că intră? MOM1. MOM1, da. Și MOM2. Și MOM2 intră IMM2. Deci se loc cele două triunghiuri spre analize, când ar conveni. Dacă am reușit să arătăm că sunt concrete, deci dintr-un motiv sau altul să arătăm că sunt concrete, atunci la toate elementele sunt concrete și atunci și astea două sunt concrete. Deci fie triunghiurile, demonstrație. Fie triunghiul vorbește? O-M-1. Și triunghiul O, M, M2. Cele două triunghiuri au. M1 și M2 de 90 de grade. Prin două litere, printre litere să știm. O-M-1-M. Unghiul O-M-1-M. La măsura unghiului O-M-1-M. E dată cu măsura unghiului pe unghi. Cu măsura unghiului M2O. IMM2O sau OM2. OM2M1 e cea așa unghiul literă la psofă. Și s-a făcut ordinarică. Asta din ipoteză sau din perpendicula. Ce mai au cele două triunghiuri? M1 cu unghiul, nu, latura OM1. Cu OM2 concret. De unde știu? Mi-a spus cineva? Avem în ipoteză așa ceva? Nu avem. Cu OM1 cu OM2. OM latură comună. OM latură comună. OM latură comună. Comună. Suntem nu? În condițiile astea avem o latură comună. O latură. Cele două triunghiuri au pe OM comună. Și ce mai au cele două triunghiuri? Ce mai au? Păi ce este dusă O1? Ce este dusă? Bisectare. Păi dacă e bisectare, ce mai au? O1 cu O2 concrete. Deci au și pe O1 cu O2. O noi să spunem M1 O M sau M O M1 M O M1 unghiul așa. E concret care e? Concret unghiul M O M2. M O M2 de unde? De ce motiv sunt concrete triunghiurile? Din cauza bisectoarei. Așa. Fiindcă O1 da? A fost dus în bisectoare. Deci din motivul ăsta și motivul de ce. Și acum, ce caz de congruență avem? Lasă. Unghi, latră, unghi. Unghi? Nu, latră, unghi, latră. Latură, unghi, latră. Adică sunt două laturi? Da. Tu vezi două laturi aici? Unghi, latră, unghi. Nu chiar așa. E latură, unghi, unghi. Că nu sunt unghiuri la capete. O latură și două unghiuri. Latură, unghi, unghi. Deci conform cazul de congruență, latură, unghi, unghi. Da? Care să subțelegem unghi, latură, unghi, latură. Deci, el este subînțeles, dar s-a fost dat ca și cazul 4 acolo. Nu problemă. Da, noi nu l-am învățat, nu l-a dat. Nu l-a dat, nu. Păi eu am spus așa, fiindcă ăsta e către ăsta, ăsta e către ăsta, și ăsta va fi către ăsta. Și atunci vine unghi, latură, unghi.
și l-au băinat latul unghiului. Deci, practic, este cazul de concurență la urma urmei, unghi, lațură, unghi. Că vine și ăsta, mă gândesc că ăsta cu semn de întrebare. Și conform cadrul acesta de concurență, trebuie că luate zbrameze, cum se dă? Triunghiul O e mult mai fost analizat. Și cu triunghiul ăsta, cum se dă? Și concurență. Concurență. Deci, triunghiul este concurente, O, E, mai. Și fiind concurente, rezultă că toate elementele sunt concurente două câte două, adică și celelalte trei ne luate în seamă să și ele concurente, adică cine cu cine. M1, M cu M, M2. M, M1, deci la asta, M, M1, concurent cu M, M2, da? Punem așa, segmentele să se concurente. Apoi, încă ce la altă? OM2 cu OM1. OM2 congruent cu OM1. Da? Deci OM2 cu OM1. Și... și al treilea lucru care a fost subînțeles, că a completat 180 grade, da? Deci unghiul M1O cu MO, M1, MO, da? A fost folosit asta, da? M1, M1O, congruent cu unghiul O, M2. Deci toate elementele sunt congruente. Deci dacă trei ai, toate cealaltă și cealaltă trei vor fi congruente de un fel. Dar pe noi ne interesa doar să arătăm că M1 cât M2. M1 era cu M2, asta era problema noastră. Nu sunt prea mai... Deci așa de lucruri. O să zic că pe sectoarea unghiului, un punct e luat, e la egală distanță de latul de unghiului. Dacă mă mut în alt punct, tot așa, pe perpendicular, noi aceeași lucru se întâmplă. Deci, observație, mă întreb, observație. Toate punctele de pe bisectoare, toate punctele de pe bisectoare, sunt la egală distanță, toate punctele de bisectoare, sunt la egală distanță de laturile unghiului, unui unghi. Toate. Cum ați spus, toate? Toate punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță. De laturile unghiului. Sunt la egală distanță de laturile unghiului. Asta e concluzia la care am ajuns. Deci dacă te puți pe un alt punct, deci perpendiculară, iarăși sunt egal în alt, iarăși perpendiculară sunt egal. Deci toate punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Așa asta a fost. De fapt, problema pe care v-am de făcut. Altă problemă? 6. 6. Fie x, y cu un punct, ce aparține interiorul lui, demonstrați că distanța... Deci dacă... avem reciproca. Deci, conservăm un unghi. Și să arătăm că dacă distanțele sunt egale la punctul respectiv, punctul respectiv nu e mai, nu mai neapărat pe bisectoare. Da. Deci așa, e reciproc. Deci dacă punctul pe bisectoare la egal distanță, iar dacă distanțele sunt egale, n-are ce face punctul acela decât să fie pe bisectoare. Deci, se întâmplă așa. Suntem în ipoteză. În ipoteză avem unghiul fie unghiul X, O, Y, unghiul X, O, Y, și un punct M în interior, un punct M așa, care are calitatea de la egală distanță, adică M1. M, M1 este cât M, M2. Adică invers acum am zis de ipoteză. Deci știm că M, M și M aparține interiorului unghiului X, O, Y. Da? Interiorului X, O, Y. Și atunci, trebuie să arătăm că M ăsta aparține bisectoare. Adică, dacă am unit pe O cu M, așa stă bisectoarea. Deci, în concluzie, să rezulte. Deci, ce mai am eu? Că M e unul perpendiculară de
OX e M2E e perpendicular între OY. Și mai am că M1 e egală la lungime M2. Deci lungimea segmentului M1 nu este egal cu M2. În concluzie trebuie să arătăm că OM bisectoare. OM este bisectoare. Deci, data trecută era așa. Ce știam, da? Ce am știut de data trecută? Știam că am dus bisectoarea, da? Și am luat un punct din ea, am dus perpendiculare și am arătat că acestea sunt egale. Invers am luat. Dacă acestea sunt egale, dacă sunt egale, atunci OM e bisectoare. Deci trebuie să arătăm cum unghiul ăsta e cât ăsta ca să fie bisectoare. Fie triunghiurile. Deci fie triunghiuri, demonstrația. Fie triunghiuri legale. Triunghiuri. M-O-N. Și triunghiuri. M-O-N. Da. Cele două triunghiuri au. M-1 cu M. Și M cu M2 congruente. M1 egală, nu? Sau congruente, da? Deci punem segmente și punem congruent cu M2. Asta e cum știi? Din ipoteză. Din ipoteză, da? O problemă. Apoi mai avem punctul ăsta. E cât ăsta? De 90 de grade. Deci spunem cine? Măsura unghiului M1M. Este egal cu măsura unghiului OM2M. OM1M. Da, OM1M. Deci unghiul OM1M. Măsura OM1M. Egal cu măsura. Egal cu măsura unghiului OM2M. OM2M. Și egal cu 90 de grade. Și egal cu 90 de grade. OM latura comună. OM este latura comună, da? OM latura comună. Și atâta. Și rezultă de aici cazul de congruență latura unghi-latura. Nu prea este latura unghi-latura. Este aici. Ce-ai spus tu este latură la unghiul dintre ele. E unghiul dintre ele. Și latură-latură unghi? Latură-latură unghi. Nu există latură-latură unghi. Însă aceste două triunghiuri au o calitate specială. Ele sunt triunghiuri de întunghice și cum se numește un lat asta cea mai mare triunghiuri? Hipotenuză. Așa, așa asta? Catetă. Catetă. Conform cazului ipotenuză catetă, da? Deci conform cazului ipotenuză IC, da? IC. Conform de așa. Rezultă că triunghiurile toate în discuție. M1O M este congruent cu M2O M. Și din congruent, acum și toate elementele celelalte sunt congruente două cu două, adică? Adică O1 și O2 sunt congruente. Adică între ei, să zicem. M1. OM1, toată asta. OM1 va fi, nu? OM1, latura OM1 e congruentă cu latura OM2. OM2, da. Și unghiul M1OM. Da, care M1OM. E congruent cu unghiul OM2. OM2. Și fiind congruent asta, atunci ce este OM? Ce este? OM. Dacă am învățit unghiul, două unghiuri congruente, ce este OM asta? Este bisectoare.
Troia mi se face. Și asta se vrea să ne întâmplă. Troia mi se face, nu? Asta era concluzia. Vă zic că totdeauna punctele de bisectoare sunt legale distanțe de laturi. Iar dacă se întâmplă să fie un unghi în interior, să fie la egal distanță de laturi, el nu are altă șansă decât să fie el bisectoare. Deci toate punctele, asta vreau, toate punctele... Scriu? Da, toate punctele din interiorul unghiului, situate la egală distanță de laturi, toate punctele din interiorul unghiului, situate la egală distanță de laturi, sunt de bisectoare. Sunt pe bisectoarea unghiului. Deci acum am dat o definiție nouă bisectoare. Până acum știam bisectoarea parte 1 2. Acum știm că e formată din toate punctele situate la egală distanță. Punctele puse unul în altul, o să fie bisectoare. Deci, definiție. Bisectoarea unui unghi. Definiție. Bisectoarea unui unghi. Este formată din toate punctele din interiorul unghiului. Este formată din toate punctele din interiorul unghiului. Situate la egală distanță de laturi. Situate la egală distanță de laturi. De laturile unghiului. Șapte? Nu, opt. Opt. Se găsește din unghiul MNP. Deci. La mă pâr. Mă pâr.
Asta este distanța de la N la NP. Se măsoară prin perpendiculare. E distanța asta. Deci la N la NP egal cu distanța de la P de la P la N. Așa. Adică N N1 egal cu P P1. Deci distanța de la N la M P adică e N1 asta egal distanța de la P la M N. În condițiile astea trebuie să arătăm că unghiul din P este cât unghiul din N. Asta trebuie să arătăm. Unghiul din N este cât unghiul din P. Cred că mai ușor ar fi fost să fac invers, ia să zic eu, așa. Deci, NF, facem altă figură, NF. Și M, un punct, un punct, o punem pe M cu N și M cu P. Ce înseamnă distanța de la un punct la o dreaptă? Distanța de la N la M, P. Distanța de la N la M, P. De la N la M, P. Prin perpendicular, prin asta este. N, drumul. Drumul cel mai scurt. Deci, asta e distanța. N, N, 1. Iar distanța de la P, de la P la M, de la P la M. Adică asta. P, P1. Deci, în ipoteză, eu știu că M1 e cât P, P1. Distanța de la M la M, P e M1. M1. E egală cu, este egală, PP1. Asta am spus la urmă. Deci, cine este aici cu distanță, înseamnă că în 1 e cât PP1. Și trebuie să arătăm că unghiul de aici, din N tot, egal cu unghiul din P. Unghiul din N egal cu unghiul din P. Fie triunghiurile. Care triunghiurile să vedem? De demonstrația. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile N1, NP. N1, NP, da. N, N1, P. Și triunghiul. P1, PN. P, N, hai să spunem, N, P1, P. Da? N, P1, P. N, N1, P și N, P1, P. Cele două triunghiuri au. Le luăm spre analiză și ce au ele. P1, măsura unghiului P1 este egală cu 90 grade. Și cu acel este din... egală cu măsura... Hai să citim printre ei, măsura unghiului. Măsura unghiului P, P1, N. P, P1, N. Egală cu măsura unghiului. Măsura unghiului N, N1, P. N. E în 1, prezent. Și egal cu? 90 grade. 90 grade. Deci e în 1, P, cu e pe 1, P, de 90 grade. Apoi. Ce mai au cele două triunghiuri? Distanța de la M la P este egală cu N, de, cu cea de la M la N? Adică, N de 1, distanța de la N la M, P, N, N, 1 este. Da. Și distanța la P, la M, N, este P, P, 1. Și înseamnă că N, N, 1 este cât P, P, 1. Deci adăugă și asta, tot din ipoteză. Deci N, N, 1, egală ca lungime, sau dacă vrei să-l comprinde, cum se numește, N, N, 1 cu P, P, 1.
Ce mai am cele două triunghiuri? Deci pe asta am spus o pauză, nu? Asta, poate cât asta. B este egal cu... Iar B? Iar B este? Egal cu B1. Nu. Nu B asta, nu B. Nu e și într-un triunghi și în altul? Latură comună. Păi, vezi? Deci nu B, latură comună. Comună. Și conform unui caz de congruență, ce este în care se opune un chiulit 90 și într-un caz și în alta se cheamă? Ipotenuză, da? Da. Iar acestea care formează un chiulit se numesc catete. Conform catete ipotenuză, conform cazului catete ipotenuză, CI, triunghiul pe față în discuție, adică triunghiul care? Triunghiul N1NP. Da. E congruent cu triunghiul N. NP1P. Pe unul pers. Și triunghiurile fiind congruente, toate elementele sunt congruente, adică inclusiv unghiurile astea, unul de aici care intră în triunghiul ăsta și unghiul care intră în triunghiul celălalt, sunt congruente, adică e vorba de unghiul pe unul în P, pe unul în P. Da? E congruent cu care unghiul? Este congruent cu unghiul N pe O. El nu, da? El, B, el nu, în celălalt. Și asta trebuie să arătăm. Uite, este N și cu P. Da? Deci cu P la litera asta, la mijloc. Da? Sunt complete triunghiurile. Și cu asta, unghiurile sunt complete și am arătat ceea ce se cerea problema. Alte? Nouă. Se pătrede triunghiurile isoscele. Deci fie în triunghiul isoscel ABC și aprinde prin CP. Deci fie în ipoteză avem triunghiul ABC și triunghiul aprinde prin CP isoscel. Când ați zis isoscel, ce ai tu în minte repede? Ce fel de triunghi sunt acestea care sunt? Baza este mai mică decât triunghiurile. Nu neapărat. Ce are un urgent, când ai zis isoscel? Are două laturi complete. Da? Două laturi complete, asta înseamnă. Deci faptul că sunt două triunghiuri isoscele, înseamnă că au două laturi congruente. Dar să vedem ce mai avem în curând. Deci, amândouă, fiecare separat toate, au câte două laturi congruente. În cazul în care bazele BC au baza BC, respectiv de prin CP. Deci trebuie să înțelegem așa, că avem BC, baza BC, și au este aici undeva, fiindcă triunghiurile sunt isoscele, iată cum construiesc, am luat mijlocul și am dus în sus și arată, ăsta este triunghiul ABC, triunghiul ABC isoscel. Și aprinde prin CP, în care mai știu, spunea autorul, că unghiul din B, unghiul ABC, ABC, adică ăsta, și cu unghiul aprinde prin CP, deci unghiul ABC, măsura unghiului ABC, tot în ipoteză, e egal cu măsura unghiului aprinde prin CP, aprinde prin CP. Și distanța de la A la BC, distanța de la A la BC, egală cu distanța de la A prim, cred că la B prim CP. B prim CP. Total. Demonstrați că cele două triunghiuri sunt congruente. În concluzie, să arătăm că triunghiul
Primul grup. A, B. C, confundent cu triunghiul. A, primul, B, prim, C, B. Se desenă și un alt triunghi în partea asfaltă. Deci e vorba de triunghiul B, prim, C, prim. În care știu sigur că A prima aici. Am în ipoteză despre informația despre cele două triunghiuri că distanța de la A la B, C, adică A, M, egal cu distanța de la A prim la B prim, C prim, adică să spunem M prim. Deci asta poate, e cât asta poate. Și mai am că unghiul de aici, cât unghiul de aici. Să putem dovedi că triunghiurile sunt congruente. Fie triunghiurile. Care triunghiurile luăm? A, B, C. A, B, C. Și A prim, B prim, C prim. Da, dacă triunghiurile sunt disocele, latura asta e cât asta, nu? Da. La fel, latura asta aici, cât asta în partea asta. Deci care triunghiurile luăm? A, B, C. C și A prim, B prim, C prim. Ce poți să spui de cele două triunghiuri? Au baza mai mică decât laturile. Nu știu, poți fi și mai mare, poți să fi și așa. Tot disociale este și asta. Tot disociale, deci nu e o regulă asta, baza. Important este că au două laturi egale. Asta două, să zicem, da? Că M este perpendicular pe BC. M este perpendicular pe BC. Da, distanța finanță spusată. Deci asta de aici este ăsta din ordinar, da? Da. Au, vezi tu, fiind disocial, altul asta e asta. Asta fiind, dacă luăm triunghiul este A, E, B și A, E, C, ele, cele două triunghiuri, sunt congruente pentru că au câte o latură de aici. Latura asta e cât asta, unde 90 de grade, și îndată am suficiente motive ca să spun că triunghiurile sunt congruente. Triunghiurile fiind congruente și unghiurile este la bază sunt congruente. Adică și bâmâi cât mâncă. Dar dacă bâmâi cât mâncă, analog când facem asta, va rezulta că B ce toate cât B prim ce prim. Adică B prim, mie în prim, diferența cât e în prim ce prim, da? Și în final, în clipa în care luăm spre analiză triunghiurile acelea, vom constata ca o latura. Noi avem așa BC, am arătat cât B prin C prim. Unghiul aici, din B, este cât unghiul de aici. Și suntem în cazul latură, unghi, unghi, latura asta, latura asta, la unghiul de aici, unghiul de aici, unghiul de aici, cât unghiul de aici, unghi, latură, unghi și triunghiul vor fi congruente. Deci hai să începem demonstrația, cum ziceam. Deci ne ducem, noi ne ducem în triunghiul A, B, C, să ne gândim în etaj. Deci fie triunghiul A, B, C, în care avem și în triunghiul A, B, C, și luăm spre analize cele două triunghiuri, cele două triunghiuri vecine, da? Fie triunghiul A, B, M, A, B, M, și triunghiul care A, M, C. Și A, M, C. Ce poți să spui despre cele două triunghiuri? A, B este egal cu A, C. A, B este cu A, C. A, B e egal cu A, C. Din cauza că triunghiul a fost disocial, da? B e egal cu M, C. B, ce nu mi-a spus nimic deocamdată. Să, eu sunt constant. Mai iau pe A comună. Da. Deci A comună. Rămâna A comună. Latură comună. Da, A M comună. Și unghiul de aici nu ridicat, deci 5 cu asta. Deci A M P
Punctul A, M, B. Egal cu unghiul A, M, G. A, M, G. Și dacă A, M, B este cât A, M, G, suntem în cazul de congruență care... Ipotenuză catetă. Ipotenuză catetă. Ca să seamă catetă, da? Deci, ipotenuză catetă. Atunci triunghiurile sunt congruente. A, B, M. A, B, M. Este congruent cu A, M, C. Unghiul A, M, C. Și din congruența triunghiurilor rezultă că B, M este cât M, C. Da? B, M. Egal cu mânc, totdeauna urmă este cât mânc. De asemenea, unghiul din B congruent cu unghiul din C. Unghiul din B, unghiul B congruent cu unghiul C. Și asta, și unghiul ăsta de sus, de sus, de sus, da? Deci astea două sunt congruente. Deci ce mai am? B, A, N. B, A, M, da? B, A, M, congruent cu unghiul M, A, C. M, A, C. Adică, într-un triunghi isoscel, unghiurile la bază sunt congruente și asta e și bisectoare. Deci, A, M, e și bisectoare. În parte, unghiul două unghiuri congruente. Ei, acum, când ne întoarcem la triunghiul mare, A, B, C și cu A prin B, prin C, prin, vom avea, deci, pentru triunghiurile. Triunghiul A, B, C și triunghiul A prin B prin C prin, ele au A, B congruent cu A prin B prin ipoteză, din ipoteză, au pe unghiul din B congruent cu unghiul B prin, B congruent cu B prin, și mai am pe BC, congruent cu BC toată, congruent cu B prin C prin. Dacă îți zic congruent, îți pun în segment, așa, da? Uite, nu-i o clipă. Și atunci, triunghiurile luate în discuție sunt congruente, da? Triunghiul ABC, congruent cu triunghiul A prin B prin C prin. Asta este problema nouă. Și mai avea dată una, nu? Da, 15 de pe pagina cealaltă. 15 de pe pagina cealaltă. În ce să o faci și tu, să vedem ce poți să o faci, cât poți să o faci și o să mă uit la sfârșitul. Dar înceapă tu să te gândești așa, da? Pe o minută, cât e ceasul, uitat în timpul lui, nu? Da, fix, un minut. Un minut, da, atunci. Deci încearcă să... să îl gândești așa și imediat când fac pauză, peste următoarea de oră, mă uit la problemă. La revedere! Să nu uite de like și share, să vă abonați la Profo Online! La revedere! Acasă!